După ploile primului sezon cald din an, au apărut și umbreluțele. Ciupercile, pe lângă faptul că sunt gustoase, mai conțin și numeroase surse de vitamine, fibre și minerale. Printre cele de primăvară se mai strecoară și cele toxice. Vorbim în special despre ciuperca zvârcioc gras, cu formă unui miez de nucă sau creier și care are o culoare maro-roșiatic. Din fericire, acum în perioada aceasta, nu sunt chiar multe ciuperci toxice. Există una, o ciupercă toxică care nu e cu efect letal și în unele zone la noi în România, mai ales în Moldova, după cunoștințele mele, se și consumă. Nu în cantități mari, că numai în cantități mari are efectul acesta toxic. Cu siguranță, mulți ne amintim de drumețiile pe care le făceam prin pădure alături de bunicii sau părinții noștri, în căutare de ciuperci. Domnul Malna și Ondraș își amintește cu drag faptul că această pasiune moștenește de la tatăl său, cel care a scris și o carte despre ciuperci, un determinator apărut la Cluj-Napoca în anul 1969. La rândul său, domnul Malna și practică această meserie de peste 50 de ani. Cum este un specialist în domeniu, l-am întrebat care sunt cele mai gustoase ciuperci pe care le găsim acum. Toți zvârciogi se numesc Morchella esculenta, Morchella conica, Verpa bohemica și în mai, aprilie, o să vine și Calocibe gamboza, Nicoreț de mai. Sunt foarte multe ciuperci care o să apare acum, însă trebuie să cunoscute ciupercile respective și locurile unde pot fi găsite. Cei care doresc să verifice ciupercile o pot face gratuit la sediul societății, fie printr-un apel telefonic, fie să se deplaseze alături de specialiști la locul de unde se culeg acestea. Asta e scopul societății noastre, ca să facem ciupercile cât mai iubite de cei care le consumă și să fie cunoscute ciupercile care nu pot fi consumate fiind toxice sau chiar otrăvitoare letale. Ciupercile nu conțin niciun fel de grăsime, zahăr ori sare. Odată consumate, corpul nostru va primi fibre și vitamine B, vitamina B1, riboflavină, B2, niacin, B3, piridoxina, B6 și folacin, acid folic. Site-urile de specialitate ne arată că ciupercile conțin potasiu, cupru, fier și fosfor. Ele conțin 90% apă, iar consumul lor în mod repetat ne satură fără să ne îngrășăm. Scad colesterolul din sânge și pot subția sângele. Previn bolile cardiace, dar și accidentele vasculare. În luna aprilie, cei de la Asociația de Micologie Târgu Mureș organizează o drumeție pentru toți cei care vor să cunoască mai multe despre ciuperci și despre cum să le deosebească. Detalii primiți la zidul asociației, situat pe strada Lea Carpați, numărul 39, Târgu Mureș.